În ultima perioadă, tensiunile dintre președintele PNL Gojdan Vâlceanu și Marcel Romanescu sunt tot mai vizibile după ce cel din urmă nu a agreat susținerea lui Marian Jean Marinescu pentru un nou mandat de europarlamentar și a cerut ca un gojan să ne reprezinte în Parlamentul European. Chiar și așa, Romanescu afirmă că nu este în conflict cu șeful său de partid și spune că își dorește să rămână în rândurile liberalilor, chiar dacă recunoaște că printre aceștia se află și mulți trădători. Primarul din Târgu Jiu a reamintit de episodul din 2016, când PNL Gorj l-a scos pe Octavian Lupulescu drept candidat, deși nici măcar nu fusese inclus în sondajul de opinie realizat de partid la vremea respectivă. Pentru mine, odată ce s-a întâmplat în 2016 și știm foarte bine cam ce s-a întâmplat în 2016, a trebuit să-mi iau măsuri de precauție și mi le-am luat. Dacă nu mi le luam în 2016, până în 2017, rezultatul era același, tot 14% sau 11%, nu știu cât a fost rezultatul domnului Lupulescu, dar am preferat să-mi elimine-o înainte de a mă elimina ei pe mine. Și așa voi face și în 2020. Campania mea voi coordona singur. Și vă voi coordona în așa fel încât să am cele mai mari șanse de câștig. Iar în privința contracandidaților, sunt extrem de relaxați. Când vorbesc de candidați de 5-6%, marja de eroare, stau liniștit. La momentul ăsta nu mă gândesc decât la Partidul Național Liberal. Interesul meu este să mă susțină cetățenii din Târgu Jiu. Asta îmi doresc eu, în primul rând, să mă susțină cetățenii, că și dacă mă susține partidul și cei din Târgu Jiu nu mă vor susține, n-avem niciun final la alegerile respective, cel puțin pentru partid. Dar dacă cei din Târgu Jiu mă vor susține, eu sunt convins că se găsesc formațiuni și pentru Marcel Romanescu, în condițiile în care PNL-ul va găsi un alt candidat. Marcel Romanescu este convins că va câștiga un nou mandat de primar la alegerile viitoare, atâta timp cât îi va avea alături pe cei care au fost loiali și l-au sprijinit și la parțialele din 2017. Dacă i-am pe cei care am avut în 2017 în campanie electorală, voi câștiga detașat fără probleme. Nu mă aștept să fie mai mulți. Să fie la fel de buni și la fel de loiali. Pentru că echipa din campania din 2017 a fost o echipă construită de mine personal și din care am eliminat orice posibil trădător. I-am eliminat pe toți. Deci am preferat să merg pe stradă cu oameni tineri, cu oameni care aparțin anumitor zone și care reprezintă ceva pentru zonele respective, iar posibilii trădători nu au fost lângă mine. Puteți să vă uitați pe poze și atunci o să realizați foarte bine cam cu cine am lucrat și de cine n-am avut nevoie. Dar, încă o dată vă spun, a contat foarte mult ajutorul pe care l-am primit de la toți colegii mei din Partidul Național Liberal, mai ales din organizațiile locale din județul Gorj, care m-au susținut necondiționat și care sunt convins că și în alegerile din 2020 mă vor susține necondiționat. În rest, micile... Pentru că sunt indispensabili pentru unii, nu pentru mine, dar pentru unii sunt indispensabili. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, afirmă că nici măcar PSD nu îi va putea pune bețe în roate la alegerile viitoare. În ciuda faptului că socialdemocrații au cel puțin 4 nume de posibili candidați, nici măcar unul nu are suficientă notorietate pentru a putea câștiga competiția electorală. Liberalul Marcel Romanescu a aruncat din nou săgeți către vicele Adrian Tudor, care ieri a spus că se vede deja primar la Târgu Jiu. Toți sunt pregătiți să devină primar, problema este să mai și câștige alegerile. Eu sunt sigur că am văzut cel puțin la PSD, am văzut vreo 10 propuneri. Eu aș fi fericit, am spus să i-am pe toți 10 contracandidați, fiecare din partidul unde își va găsi loc. PSD-ul nu poate avea decât un singur candidat și nu cred că dânsul va fi candidat. Cu părere de rău, dar asta e viața.